Îmi plac inițiativele civice care cheamă lumea la vot. Dacă te uiți la toate campaniile astea, apare că mersul la vot e o chestie atât de bună pentru societate, încât justifică orice. Islamofobia, de exemplu, după cum am văzut aseară în campania celor de la Pro-Democrația. Pro-Democrația, mă, nu contra-democrația, da? Ai vreun ce ai undis? Deci că avea o nuntă, promiseseră la oameni aia. Și frații șderi? Eu zis că Maria ta știi că ei la fiecare sfârșit de săptămână se duc la munte. Dacă nici înaintașii nu s-ar fi prezentat în momentele de cumpănă, în ce limbă te mai pe el de vot? Ce dacă îi jignim pe musulmani? Important e să chemăm lumea la vot. Lasă-i pe turci, bă, că le trece supărarea. Important e să nu iasă Ponta, nu? Campania inițiată de Gândul e la fel de lipsită de scrupule și operează la fel de pervers. Mai exact, îi jignește pe cei pe care nu poate să-i convingă să iasă la vot. Nu te duci la vot? Puh, boule, ce ești! Doamnă, spuneați că nu mergeți la vot? Păi asta înseamnă că sunteți o vacă proastă! Idiota dracului! Bă, dar oamenii ăștia care promovează votul sunt din ce în ce mai democratici, nu știu, insulte, intoleranță religioasă, xenofobie, ce mai lipsește, disprețul față de săraci? A, nu, nu, avem și de-asta, mă, avem și dispreț față de săraci, uite! Ce vorbești, mă, frumos, democratic, dar nicio insultă nu se compară totuși cu asta. Uite, mă, semnul unei democrații mature. Cine nu merge la vot, o are mică. Pare un adevăr care nu trebuie să lipsească din cultura politică a nimănui. Cred că la un moment dat a rostit și Churchill niște vorbe memorabile despre cum bărbații care merg la vot sunt mai dotați din punct de vedere sexual. Vă dați seama că acum mulți vor merge la vot doar ca să arate că nu au mică. Păi atunci când vedeți un alegător din Vrancea, Dolj sau Teleorman care merge cu autobuzul să voteze de mai multe ori în localități diferite, să vă gândiți că omul ăla vrea să compenseze ceva. E ca atunci când te afișezi cu o mașină foarte mare, foarte puternică. Vai, dar ce proști sunt băieții ăștia care o ard civic, așa, mărăducule. Și uite cum ajungem noi la vorba Elenei Udrea. De carte multă e și prostie multă.